O delegație din care face parte conducerea reprezentanței în România Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați, ambasadori sau reprezentanți ai ambasadelor din 7 state, au vizitat în data de 25 octombrie centrul de tranzit în regim de urgență. Discuțiile pe care le-am avut astăzi, trebuie să spun că ne-am bucurat de aprecieri pozitive pentru munca pe care colegii noștri o depun la centrul de refugiați. Centrul de refugiați funcționează din 2008, a avut până în acest moment 1026 de cazați, în momentul de față avem 50, proveniți cam din toate colțurile lumii, care ulterior au fost relocați către cam toate colțurile lumii. De asemenea, a fost apreciat faptul că întreaga comunitate s-a implicat în ceea ce înseamnă activitatea centrului, pe lângă autorități locale, fiind o parte de ONG-ul sau fiind ONG-ul și societate civilă, chiar inclusiv comunitatea prin cetățeni, implicându-se în buna funcționare a acestui centru. Deci, în concluzie, vreau să le mulțumesc delegației pentru faptul că au venit la Timișoara și că au apreciat munca pe care colegii noștri au făcut-o. Asta nu face altceva decât să ne dea interes pentru viitor să depunem o muncă la fel de bună, în așa fel încât pe mai departe să putem să ne mândrim că la Timișoara avem un centru de bune practici în această direcție. Momentan există prea puține locuri la centrul de tranzit, așadar este necesară construirea unui nou corp de clădire. Centrul din Timișoara este un centru unic prin ceea ce face, în ideea în care mai funcționează un centru aproape similar în Slovacia, dar care este mult mai mic ca și dimensiune. După cum știți, capacitatea centrului din Timișoara este de 200 de persoane. În discuțiile pe care le-am avut astăzi s-au subliniat încă o dată faptul că activitatea care s-a desfășurat aici este una exemplară și de bună practică, încercând pe viitor să găsim din diferite surse posibilitatea de a finanța găsirea unor altor locații în ceea ce înseamnă amenajarea lor și a condițiilor de cazare în respectivul centru. De la ambasadori din nordul Europei până la reprezentanții ai ambasadelor din America Latină, delegația de diplomați și-a finalizat vizita la instituția prefectului.